Duminică. Nu descurajez. Vreau să 22 spun, ianuarie. Poate vreți să încurajați. La ora 12 este prima zi a protestelor stradale, nu ultima. Ultima duminică a Alianței vor fi mult mai mulți. Una la mână. Doi. Am observat că din momentul în care care ar fi terminul? Ăștia care sunt la guvernare au arătat la invitația lui ăsta, Marian Lucu, pe față și pe verso, cum se sfidează Constituția și statul de drept. În momentul în care am început să organizăm conferințe de presă, inclusiv ieri la conferința de presă, instituțiile media afiliate puterii sau au lipsit de la acea conferință de presă sau au distorsionat mesajul Comitetului pentru apărarea democrației și a Constituției. Vă rog frumos, publica n-ar fi bine să se înscrie în aceeași tabără. Nu numărați protestatarii. Vor fi mai mulți decât ajutați dumneavoastră. Una la mână. Nu știți la cât mă aștept eu. Poate mă aștept la 100 de minute. Păi, dumneavoastră, repetați cu insistență. E sarcină. Vreau să știu, este interesant. Sunt ziarist de vreo 30 de ani. Credeți-mă că știu ce înseamnă presă. Sunt inginer. Presă. Vreau să știu niște cifre. O să veniți duminică, o să-i numărați, o să-i filmați din toate părțile. Încă o dată. Da, acțiunile de protest nu sunt simple. De ce? Pentru că ăștia care sunt la guvernare au aură de democrați și pro-europeni. Pentru că Filat personal este dat fuța de către europeni și americani. Și partenerii noștri occidentali ar trebui să se gândească foarte bine cât de tare incendiază spiritele prin faptul că sunt incorecți în tratamentul față de jocul politic din Republica Moldova. Haideți să facem o emisiune specială doar pe proceduri și degradarea legislației. Revin la ce a spus domnul Valentin Dolganiuc și dânsul are felul dânsului dreptate. Pe timpul comuniștilor, legislația a înregistrat progrese în materie de instituții democratice. Da, în țările în tranziție, inclusiv sub guvernare comunistă, între normă legală și practici existau discrepanțe. Asta nu înseamnă că au venit cei care spun că sunt oponenții comuniștilor și au degradat și legislația și practicile. Înțelegeți ce se întâmplă? Eu revin la aritmetici. Totul într-o democrație înseamnă domnia cantității. Și în Curtea Constituțională, și în Comisia Electorală Centrală, și în Consiliul Superior al Magistraturii. În momentul în care 50 plus 1 sfidează normele statului de drept, adaptează legislația, blochează procesul de alegere a șefului statului, ce trebuie să fac eu? Să nu ies la proteste? Să stau acasă? Să scriu memorii? Să rămân comentator al ceea ce fac cei de la guvernare? Atenționez toată lumea. Articolul 2 din Constituția Republicii Moldova este valabil pentru toate democrațiile constituționale. Suveranitatea poporului contează foarte mult. Noi delegăm puterea celor de sus. Așa. Asta contează foarte mult. Uzurparea puterii de stat este în condițiile și în contextul suveranității poporului. Nu Ghimpu este suveranul meu, noi, poporul suntem suveranii lor.